Ok, de salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți 03.000 la un nou episod de FIFA Mobile. Da, am postat din nou FIFA Mobile. În acest episod vom face echipa mea 1, da. Și haideți să începem. În poartă îl avem pe Ionuț Andrei Radu de la eventul Colosseum. Forță. 104 diving, 92 positioning și handling, 107 la reflex, 89 la kicking, 78 la psychical. Boost-ul este reflex de 9. Și dacă vă place acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul ăla de like. Să fie bine, să nu fie rău. Left back îl avem de la FCSB pe Ionuț Panțăru. 91 pace, 33 shooting, 67 passing, 80 agility, 78 la defending, 70 la psychical, un card decent. Aproape cu boost-ul de 9 pace la boost. Haideți să mergem mai departe. Primul fundaș central este Iulian Cristea, tot de la FCSB. Așa, 67 la pace, 40 shooting, 46 passing, 65 agility, 90 defending și 97 la psychical. Boost-ul este de 8 strength, aproape 9 card based. Cred că dacă ar fi primit un card special ar fi fost și mai OP. Aici l-avem pe Vlad Chiricheș de la Sassuolo. 69 pace, 64 shooting, 59 passing, 69 agility, 94 la defending, oh my god, și 81 la psychical. Boost-ul este de 8 stopper, aici mai are puțin să crească boost-ul la 9, în rest majoritatea sunt aproape de 9 sau 9. În dreapta îl avem pe Valentin Crețu, cred că dacă ar fi fost Mane aș fi luat pe el, dar din nefericire nu este băgat în joc. Are 75 pace, 30 la shooting, 62 la passing, 77 la agility, 81 la defending și 77 la psychical pentru fundașul dreapta de la FCSB. Primul mijlocaș central este Răzvan Marin de la Wortur, jucătorul lui Ajax, care încălzește banca de rezerve, din păcate. Așa, are boost-ul box-to-box de 8, aproape de 9, 79 pace, 85 la shooting, 91 la passing și agility, 72 la defending și 70 la physical. Este foarte, foarte bun la free kick-uri. Cu el bateu frichicurile. Al doilea mijlocaș central, pardon, este Răzvan Oaidă. 82 la pace, 73 la shooting, 84 agility, 84 passing, 87 agility, 64 la defending, 62 la psychical, boost captain de 9. Așa, haideți să mergem mai departe, cam îl avem pe Yanis Hagi, forță rău de tot de la World Tour, jucătorul lui Gen, care și el a început să încălzească banca, dar mai joacă din când în când. Are 5 stele pe Weakfoot, frate, este dreptaci, forță. Are boost-ul long shot, aproape 9, 99 pace, 83 la shooting, 86 la passing, 93 agility, 40 defending și 62 la psychical. Poate dacă ar fi primit mai mult shooting ar fi fost corect. Da, na. Eu zic că ar fi meritat. Așa, right winger îl avem pe Ciprian Deac, Europa League.
Înainte avea fața lui Djokovic, dar mă rog, are boost-ul de 9 attacking, 95 la pace, 82 abia la shooting, eu cred că merita mai mult, 85 la passing, 88 la agility, 60 defending, 70 physical, foarte rău de tot. Jucătorul lui CFR, right wingerul Europa League. Pe stânga îl avem pe Florinel Coman de la Liga 1 World Tour. Așa am făcut și un videoclip, New Arrivals. 103 pace, 82 shooting, 81 passing, 96 la agility, 31 defending și 63 pe psychical, forță rău de tot. Dribbling ca boost este de level 8, mai avem puțin și îl facem de 9. Și striker îl avem pe Bilel Omrani de la CFR, tot de la World Tour. 76 pace, poate dacă ar fi avut, nu știu, cu 10 mai mult pace era top. 98 la shooting, 79 la passing, 87 la agility, 41 la defending, 85 la psychical, boost-ul este de 8 shooting. Forță rău de tot, jucătorul CFR-ului. Și cam asta este echipa mea, le-aș fi luat pe bărbuț right winger, dar îmi scade din chem. Am vrut să și un jucător de la Craiova, e super rapid, poate dacă iau un car special bărbuț o să-l iau la mine în echipă. Și da, cam asta este echipa mea, băi băieți. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook și dacă sunteți din Nike, jucați neapărat. Și dacă vreți să veniți în ligă, vedeți cum scrie și acolo Liga lui 007 Mali. Vă rog frumos, jucați la ligă, așa. Cam asta a fost episodul, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like, subscribe, share, follow pe Instagram, like la pagina de Facebook. Eu am fost 007 Mali. Pa!